Deși noul an de învățământ a început, în unitățile școlare continuă lucrările de reparații. La școala generală Avram Stanca din Petroșan, de exemplu, la ordinea zilei se află refacerea fațadei unității. De fapt, este vorba de o suită de reparații pe care nu am reușit să ne încadrăm să le facem în timpul vacanței de vară. De altfel, nu ne-a lăsat nici timpul foarte mult, vremea, și astăzi încercăm și în zilele astea am încercat să completăm ceea ce nu am reușit să facem în timpul verii. Și e vorba chiar de partea cea mai importantă, de intrarea principală în școală, care de câțiva ani este deteriorată, ceea ce este destul de surprinzător pentru o școală relativ nouă. De fapt, suntem școala cea mai nouă din, ca și clădire din municipiul Petroșani. Și încercăm să remediem aceste lucruri. Sigur că nu este singura problemă, avem probleme și cu captarea apei pluviale și o mulțime de alte lucruri care țin de munca asta permanentă de întreținere a locașului școlii. Probleme au fost și mai sunt și la sala de sport a unității școlare. Acolo au fost probleme, ele s-au soluționat, am avut sprijinul primăriei. Ne-au ajutat să identificăm, împreună cu cei de la APE, ne-au ajutat să identificăm sursa problemelor și se dovedește a fi ceva nu foarte grav, ceea ce în câteva zile vom putea remedia fără probleme. Și alte unități de învățământ din Valea Jiului se confruntă cu tot felul de probleme care necesită o rezolvare urgentă, deși noul an școlar a început de o lună de zile.